S-a oprit pe, era din partea de pe linii, a trecut pe partea pe linii, s-a oprit brusc, nu s-a dat nu nimica. Și am venit, de sus, am frânat, am tras un pic dreapta, cât mi-a permis să nu lovesc pe brusc. S-am agățat cu partea stângă. Nu, pic, nu, vreau să văd pe lumea. Sesizat la apel unic de urgență 112 despre faptul că pe strada Libertății din municipiul Reșița s-a produs un accident de circulație. Ne-am deplasat la fața locului, am găsit motocicleta marca Suzuki și o auto utilitară marca Ford. Din declarațiile martorilor este că conducătorul autoutilitarei nu a păstrat o distanță corespunzătoare în mers, intrând în coliziune față-spate cu motocicleta Suzuki care s-a încadrat pentru efectuarea virajului la stânga, pe strada Independenței. Conducătorii celor două vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în ambele situații. Conducătorul motocicletei Suzuki a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean Reșița pentru acordarea de îngrijiri medicale.